Cei doi tineri au dat lovitura luna trecută la un service situat chiar în centrul municipiului. Aceștia au aflat că unitatea nu are sistem de alarmă sau camere de supraveghere și au operat în voie. Au plecat de acolo cu zeci de telefoane mobile de diferite mărci, precum și cu alte bunuri ce puteau fi vândute rapid. Polițiștii au dat de urma suspecților ieri. Tinerii în vârstă de 18, respectiv 19 ani, nu au vrut să spună nimic despre faptele lor. De ce sunteți la poliție? Ce ați făcut? Ce faceți cu telefonul? Oamenii legii au calculat deja valoarea prejudiciului provocat serviciului GSM și au reușit să recupereze o bună parte din bunurile furate. Ei au informații că la spargere au participat încă o persoană și lucrează pentru găsirea acesteia. Aceștia au pătruns prin infracție într-un atelier service, iar de aici au sustras aparatură electronică în valoare de 16.000 de lei. Urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii pot sta ani buni în spatele gratiilor.